Care ar fi neajunsurile produselor moldovenești? De ce adică nu ar putea să ajungă ele până la urmă pe piața consumatorului european? În primul rând este problema noastră istorică. Obișnuința aceasta sau zona aceasta de confort în care au intrat agricultorii noștri cu piața, din, în special piața din Federația Rusă, când nu era nevoie de anumite calitate, nu era nevoie de anumite standarde să le îndeplinești, nu era nevoie să ai anumiți parteneri și atunci acesta este primul impediment, zona de confort unde s-a intrat Federația Rusă și acum reorientarea aceasta spre piața europeană. A doua care este, este un avantaj și trebuie să-l recunoaștem este bariera lingvistică. Vrem noi sau nu vrem, e mai ușor să comunici cu oamenii de afaceri din Federația Rusă care vorbesc limba rusă și pe care o cunoaște majoritatea populației din Republica Moldova și este mult mai dificil să comunici cu Statele membre UE, unde se vorbește masiv limba engleză, mai ușor fiind cu România, unde poate fi de vorbit de limba română. Al doilea dezavantaj care noi încă îl avem este lipsa de capacități pe care noi nu putem să ne permitem în domeniul, ceea ce spunea colegul de la Ungheni, calibrarea sau standardele sau alte măsuri fitosanitare care noi nu putem să le facem. Deci noi încă nu ne permitem luxul să arătăm că mărul nostru este de o așa calitate, deși el este de calitate, dar deocamdată nu, 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 avem aceste capacități. Noi comercianții de fapt lucrează mai mult sezonier și mai puțin pe termen lung. A treia problemă care o avem este lipsa de informare. Pentru că este o, o problemă, pentru că cetă, cetă, oamenii noștri de afaceri au poate, foarte puțină informație la acest capitol și aici colegul de la, de la Camera de Comerț și Industrie din Ungheni poate să confirme acest lucru în, proces, în lucru sau cu agenții economici și evident trebuie să menționăm ca, lipsa de capacități din partea statului, pentru că statul deocamdată nu are suficiente resurse, ca sau cel puțin pretinde că nu are suficiente resurse, în a ajuta agenții economici, vorbind de, de certificare sau altceva. Pentru că, în afară de produsele agricole, care avem noi acolo mere, struguri sau alte care, care am reușit totuși să accesăm piața europeană produse de vinuri, noi deocamdată nu reușim să, să, să vindem nimic pe piața europeană de ceea ce înseamnă produsele de origine animalieră, fie carne de porc, fie carne de vită, fie ou de pasăre sau alte lucruri.